Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Un simbol al iubirii și de anul trecut un simbol al municipiului Reședință de Județ. Reprezentanții Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva au promis că Deva va deveni un oraș al trandafirilor și iată că deja au fost plantați câteva mii. Ieri au mai fost achiziționați 3800, care urmează să fie plantați în oraș în cel mai scurt timp. Ieri am fost cu mașina noastră din cadrul SPIGM. A fost în pepinieră în localitatea Unire, în județul Alba, unde băieții ne așteptau deja cu trandafirii altoiți, număr de 3800, reprezentând prima tranșă din totalul de 10.000 de bucăți. Ce vedem aici în spatele nostru sunt deja trandafirii de diferite soiuri, de diferite culori, pregătiți, stratificați și pregătiți pentru plantarea pe oraș. Vremea nu ține cu angajații SPIGM și astfel, deocamdată, nu pot porni plantările. Dacă ne permite timpul, începem săptămâna viitoare. Restul până la 10.000 când vor fi achiziționate? Mai urmează un transport săptămâna viitoare, pe miercuri, și apoi luna viitoare ultimul transport și cu asta gata. Urmează să plantăm trandafirii în locurile lipsă, apoi să ajutăm asociațiile de proprietari, acelea care ne-au făcut cereri din timp, și apoi urmează sensul giratoriu de la Uzo Balcan și sensul giratorii de pe DN7. Angajații Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva continuă și plantarea celor câteva mii de panseluțe, care au fost crescute chiar în serele din cadrul serviciului. Sursul lor curat.